Vă salut! Un nou unboxing pe canal și ăsta este cu întârziere de peste 3 luni. Să vă spun despre ce este vorba. Deci am luat un ferăstrău circular de mână. Am o întârziere de 3 luni pentru că am luat mai multe produse de la Makita și nu am reușit să vi-l mai arăt și pe ăsta. Este compatibil, așa cum vedem, cu acumulatorii LXT, de-aia am și mașina mea de găurit acolo. Este un motor brushless fără perii. După cum vedeți, de aici se poate regla în unghi, cum ne arată și aceste desene. Are lumină cu LED, lumină de lucru. Se poate regla adâncimea de tăiere și are indicator pentru nivelul bateriei. Indicator aflat pe utilaj, cu toate că am și eu la acumulatorul meu. Asta este codul produsului și Z vine de la acest fapt că așa vine ferăstrău fără acumulator și fără vreo geantă de transport. Are pânza de 165 de mm, frână automată de motor și pornire soft start, adică o pornire lentă care protejează bateria și utilajul. Haideți să vedem și cum arată. După cum știți, Makita nu sigilează cu scociuri sau cu astea. În 3 luni de când am această cutie, a cam suferit, s-a cam umflat așa pe la colțuri. Dar haideți să vedem produsul. Încerc să vă arăt așa. Sper să se vadă. Vă arăt ce este în cutie. Asta este un ghidaj foarte bun. Am și la rindeaua electrică. Asta este un adaptor pentru aspirator. Interesant, nu credeam că vine cu el în pachet. Am crezut că ăsta trebuie cumpărat separat. Aici avem ferăstrăul, niște manuale. Și cutia este goală. Ferăstrăul are 3,1 kg. Foarte ușor, este foarte bine echilibrat. Aici sunt unghiurile, cum se poate regla, să tăiem în unghi cu el. Merge în unghi de până la 50 de grade. Aici avem și un gradaj în centimetri. Mânerul acesta, care îl vedeți aici și se acționează așa, este doar pentru a agăța utilajul de un raft sau unde avem nevoie, deci nu are o funcție în timpul tăierii. De aici se poate regla adâncimea de tăiere. După cum vedeți, și asta este gradată. Aici este imbusul cu care vom deschide când avem nevoie să schimbăm pânza. Deci totul se acționează foarte ușor. Aici, dacă vedeți, are afișajul pentru nivelul bateriei și este fabricat în România, dacă puteți vedea aici. Dar pentru mine asta nu este o problemă. Foarte ușor se acționează asta în timpul tăierii. Aici, dacă vedeți, steluța asta, dacă apare și pe baterie, pe lângă funcția aia soft start, are și o protecție inteligentă pentru supra-sarcină. După cum vedeți, eu am și pe acest acumulator. Haideți să-i băgăm și bateria. Aici este butonul care ne permite să-l acționăm, dar acum nu poate fi acționat. Sper să vedeți indicatorul de la acumulator. Și aici ar avea și lumina de lucru cu LED. După cum vedeți, aici s-a aprins, dar nu cred că pot să vă arăt unde este poziționată. Este în interior acolo, dacă vedeți. Sper că vedeți acum. Și să vedem și cum se aude acest utilaj. Are 5000 de rotații
dar cred că e vorba de rotații în gol. Deci trebuie apăsat aici, apoi butonul de pornire. Am montat și accesoriu pentru aspirator. Foarte simplu de pus, are doar aici un șurubel. Cum vedeți, asta trece foarte ușor pe lângă el. Deci nu încurcă cu absolut nimic și eu o să-l las montat pentru că nu mă deranjează să-mi arunce rumegușul în spate. Asta este tija pentru reglaj. Putem stabili o dimensiune anume când tăiem cu el. Ați văzut și la rindeaua mea, are un șurub aici de unde se prinde foarte ușor, se fixează și nu mai avem probleme. Haideți să îi fac și un test, să vedem, să tai ceva un lemn cu el. Merge foarte ușor acest ferăstrău, tăietura este foarte curată așa cum ați văzut, mai facem o probă aici. Vedeți cât de curat taie, deci sunt chiar mulțumit, așa că până la un nou clip și alte clipuri când o să mai lucrez pe lângă casă și o să-l vedeți la treabă, vă salut și vă doresc mult spor la treabă.